Începute în anii 90, aceste întâlniri de tineret au luat naștere încă dinainte de Revoluția din 1989 la prima biserică baptistă română din Timișoara de pe strada Romulus, unde în fiecare marțiară de la ora 7 se adunau câteva sute de tineri. A urmat apoi o perioadă în care, din cauza construcției noii clădiri a Bisericii Betel, întâlnirile au fost întrerupte și apoi reluate în anii 90. La început, numărul tinerilor care veneau la aceste întâlniri era în jur de 100. Treptat, numărul lor a început să crească din ce în ce mai mult, iar în prezent 700 de tineri participă cu regularitate la aceste întâlniri. M-am întrebat și eu de foarte multe ori de ce vin așa de mulți tineri aici. N-aș spune că au ceva neapărat special, pentru că ele sunt foarte simple. O întâlnire durează în jur de o oră jumate, două ore, depinde de predica mea cât de lungă. Și e structurată în trei părți, aș spune. Este un timp de închinare prin cântare, un timp special de rugăciune în care ne rugăm pentru diverse țări și este timpul de studiu sau de mesaj biblic. Deci cam asta e toată întâlnirea. E o întâlnire în care căutăm să-i aducem în primul rând gloria lui Dumnezeu. E o întâlnire în care tinerii se simt acasă aici. E o întâlnire în care ei se simt iubiți, se simt acceptați. Noi facem și vrem să-i facem să înțeleagă că, deși poate nu ne place tot ce gândesc ei, tot ce fac, toată muzica care le place lor, toate hainele care le îmbracă, nu ne place întotdeauna de ei, îi iubim întotdeauna. Și ei știu asta. Și vin tineri din diverse biserici, din diverse orașe. Întâlnirile se adresează elevilor de liceu și studenților, dar este deschisă tuturor celor care vor să participe. Programul acestor întâlniri este structurat în concordanță cu programul unui an universitar. Începe la 1 octombrie, în unii ani chiar pe 15 septembrie și se încheie pe 15 iunie. În fiecare seară de marți sunt abordate diferite subiecte de interes pentru tineri. Tot programul de studiu pe un an de zile îl gândim dinainte. Sunt ani în care studiem tematic diverse teme specifice tinerilor, dar și atunci eu prefer să merg prin cărți din Biblie. De exemplu, am studiat o mulțime de teme pentru tineri, de exemplu, alegerea partenerului ar fi una, sau despre compromis, cum să nu faci compromis cu lumea și așa mai departe, dar am mers un an de zile prin viața lui David, în cartea 1 Samuel și 2 Samuel, și a fost ceva extraordinar. Acum, de exemplu, am mers în Evanghelia după Matei și alte texte escatologice și am studiat despre revenirea lui Hristos, cum să trăiești cu Hristos în așteptarea revenirii Lui. Pentru toamnă vreau, mă pregătesc de mult și aș vrea lucrul ăsta, probabil că vom studia predica de pe munte. Iarăși va fi o abordare a multor teme importante, probabil că mulți tineri vor găsi răspuns la multe întrebări. Uneori am ținut serii scurte pe diverse subiecte propuse chiar de tineri, ca și un răspuns la întrebări care îi frământau pe ei, despre mântuire, despre siguranța mântuirii și multe alte întrebări. Care e scopul pentru care vin la întâlnirile de tineri de la Betel? Nu vin foarte des, dar când vin, vin să mă închin. Îmi plac tinerii foarte mult și mă simt bine cu ei. Mă încarc pentru săptămână. Mă ajută foarte mult, fiind și între tineri și serviciile care se țin și totul, fain. Să mă întâlnesc cu doamna, să mă întâlnesc cu prietenii, să mă întind fain. În primul rând pentru că îl caut pe Dumnezeu și în al doilea rând pentru că îmi place muzica de aici și predicile foarte mult. Vin la biserică să laud pe Dumnezeu, mă simt ca lumea. Să învăț multe despre Dumnezeu, să cunosc mulți tineri, să mă simt bine. Îmi place cum se simt tineri aici. Îmi place să-i văd că se bucură, nu știu, chiar asta îmi place mult. Îmi place să-i văd pe toți bucuroși. Să vin să am o relație mai bună cu Domnul. De ce vii la întâlnirile astea de tineret? Pentru că simt nevoia să fiu cu alți tineri, în special, poate asta e prima. Pentru părtășie, laudă și închinare și pentru cuvânt, mai ales pentru predică. Nu știu, să creează o atmosferă care, nu știu, cred că e benefică pentru orice tiner. Nu e așa ca și, nu știu, serile de duminică sau ceva mai tineresc și, nu știu, cred că avem nevoie toți tinerii de treaba asta. Ne zidim și ne încărcăm așa pentru toată săptămâna. Mă întâlnesc cu Hristos, e o atmosferă faină, vin de 4 ani. Sunt două avantaje pe care le am în urma serilor de tineret. Îl întâlnesc pe Dumnezeu, cunosc tineri și, de ce nu, devin eu mai proaspătă.
Cred că asta e o imagine a ceea ce o să fie în cer, bucurie, entuziasm, putere, laude la adresa lui Dumnezeu și cred că fiecare împreună contribuim și mai mult. Un element important al întâlnirilor noastre de marți, a serilor de tineret, este lauda și închinarea. Este, să zicem așa, punctul care dă culoare întâlnirii de tineret, deși am putea spune că pe lângă lauda și închinare este mesajul un alt punct important. De ce lauda și închinare? Pentru că este modul nostru, poate și tineresc și poate în general, în care ne putem exprima ceea ce credem și ceea ce simțim față de Dumnezeu. Prin laudă recunoaștem ceea ce este Domnul, iar prin închinare îi mulțumim și recunoaștem ceea ce a făcut El pentru noi. De aceea, îmbinarea celor două concepte se face în fiecare seară la Betel prin cântare, prin rugăciune, prin meditație și este lucru care îi încurajează pe tineri să se apropie de Dumnezeu. O dată pe lună sunt organizate evenimente speciale, concerte de muzică creștină de diverse genuri sau alte evenimente la care participă până la 1000 de tineri sau chiar mai mulți. În fiecare seară, la sfârșitul programului, tinerii pot să se cunoască mai bine la un ceai în curtea bisericii. Ce impact au aceste seri asupra tinerilor care participă? Deci, din câte am văzut până acum, este un impact formidabil. Sunt mulți tineri care aici l-au primit pe Hristos. Aici s-au împăcat cu Dumnezeu și au schimbat viața. Nu neapărat au devenit membri la Betel, ei s-au dus în bisericile unde s-au simțit ei bine. Unii sunt aici la Betel, alții sunt plecați în diverse orașe de unde au venit. Sunt mulți studenți care vin aici, care nu sunt din Timișoara, sau elevi care au venit să învețe aici. Și în ultima vreme, chiar aș putea spune, cu toată răceala care e în multe biserici astăzi, observ un spirit de entuziasm între ei și chiar aș spune că îl caută pe Domnul parcă mai mult decât generația veche. Nu sunt atât de materialiști, nu sunt atât de legați de lumea de aici care trece. Mulți dintre ei sunt foarte serioși în viața lor de credință, chiar dacă se mai împiedică, chiar dacă mai au diverse probleme, iau în serios viața de creștin. Și sper și am speranța asta că de aici va porni o mișcare în viitor, chiar lucrăm la asta acum, e un secret care l-am dezvăluit, însă cred că Dumnezeu va face ca lucrarea asta să fie dusă în toată țara. Începute în anii 90, aceste întâlniri de tineret au luat naștere încă dinainte de Revoluția din 1989, la prima